Uitați-vă cum, scuzați non-academismul, colcăie larvele de trichinela într-un porc sacrificat la Adam Clisi, cu ceva timp în urmă, și destinat consumului public. Nu cumpărați carne de porc necontrolată sanitar de veneară, în primul rând. Nu cumpărați carne de porc de la comercianții care vând, am pus și ghilimele de rigoare, pe marginea drumului. Nu cumpărăm carne de porc din unități neautorizate sanitar veterinar provenită din surse necunoscute sau clandestine. Achiziționarea cărnii de porc se va realiza numai din unități autorizate tip abator, carmangerie, măcelărie, hale și piețe agroalimentare sau magazine specializate pentru vânzarea cărnii. Trichineloza este un parazit care se transmite foarte ușor de la animal la om. Porc, șoarece, șobolan, om, prin ingestie, și ciclul silvatic, urs, mistres, șobolan, om. Da? Iar în partea dreaptă aveți cum aceasta produce, cum trichinela spiralis produce boala la om. Și unde se poate răspândi? Creier, mușchi. Omul trebuie să știe, am spus, primii doi pași. A. Să examineze orice animal îl taie. B. Să preleveze probele sau, dacă nu, să solicite unui cadru medical veterinar să-l ajute și să preleveze probele conforme, corespunzătoare, pentru ca rezultatul la rândul lui să fie unul eficient. Testul trichineloscopic poate fi efectuat la DSVSA Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă și Mangalia, plus în alte 34 de locații private din întreg județul. Cei care nu respectă legea riscă amenzi usturătoare. Taxa examenului trichineloscopic este de 11 lei și 16 bani pentru porcul domestic. La mistres se percepe tarif dublu, deoarece se fac un număr dublu de compresoare. În primul rând, îi se confiscă carnea, riscă și amenzi. Amenzile sunt pentru persoane fizice de la 600 la 1200 de ron și de la, pentru persoanele juridice de la 2000 la 10.000 de ron. Așa. Dar, dincolo de asta, riscă să omoare oameni nevinovați. 5 echipe de inspectori au început deja controlele de la 1 decembrie. Constanțenii pot face sesizări la numărul de telefon 0241 682 417. Trichineloza este o infecție parazitară provocată de trichină, un tip de vierme rotund. Simptomele trichinelozei apar după consumul de carne infestată cu chisturi ce conțin larve de trichinela. Răspândirea trichinelozei a scăzut semnificativ în ultimele câteva decenii, dar boala nu a fost încă eradicată. Câteva duzine de astfel de situații sunt raportate în fiecare an, iar cazurile mai ușoare rămân deseori nediagnosticate. Infecția apare după ce s-a consumat carne de porc crudă sau insuficient gătită sau vânat sălbatic. Prin urmare, izbucnirile de trichineloză însoțesc de obicei sezoanele de vânătoare și sărbătorile, în timpul cărora se consumă cantități mari de carne.